Asculți știrea cu valoare adăugată la Digi FM. Autismul este o tulburare care afectează comportamentele, socializarea și dezvoltarea cognitivă a copiilor. Primele semne apar în jurul vârstei de 6 luni sau un an, moment în care ar trebui și diagnosticați. Cei mai mulți însă sunt diagnosticați mult prea târziu. Daniela Bololoi, președinta Asociației Help Autism, a explicat la Digi FM de ce se întâmplă acest lucru. Medicul de familie nu aplică acest screening, cu toate că el este și decontat de către Casa Națională de Asigurări, pentru că nu există un instructaj și o formare în această direcție a medicilor de familie. Anca se numără printre părinții care au aflat târziu că băiatul ei are autism. Avea 4 ani când i s-a pus diagnosticul, iar de atunci a urmat o luptă continuă pentru ca băiatul ei să beneficieze de toate terapiile necesare. Tot salariul de educatoare se duce pe orele de recuperare. Statul acoperă doar o mică parte din costurile terapiilor, recunoaște Anca. Am făcut terapia ABA, terapie senzorială. Am făcut în particular logopedie. Lunar erau sumele în jur de 3.000 de lei. Uneori și depășeau. Cam tot salariul meu de cadru didactic era dat pentru terapie. Deși povara financiară ar fi fost și mai mare, Anca s-a gândit de multe ori să renunțe la serviciu ca să aibă grijă de băiețelul ei. Nu a făcut-o însă pentru că, spune ea, jobul este oaza ei de liniște. Părintele trebuie să aibă și hobby-ul lui atunci când ai un copil cu nevoi speciale. Ai nevoie și de oaza ta de relație. În cele mai multe cazuri însă, unul dintre părinți ajunge să renunțe la job, iar asta se întâmplă pentru că sistemul nu acoperă nevoile de bază ale persoanelor cu autism. Specialiștii în domeniu abia acum au fost recunoscuți, deși profesia de analist comportamental există de 20 de ani în România. În plus, centre dedicate persoanelor cu autism care să fie gestionate de stat mai că nu există, spune la Digi FM Daniela Bololoi. Nu există nici măcar servicii dezvoltate de către instituțiile publice. Părinții pot să se adreseze doar ONG care sunt acreditate de Ministerul Muncii și funcționează ca servicii sociale. Dacă pentru copiii cu autism statul mai oferă ceva, pentru adulții aflați în această situație, lucrurile se schimbă radical, a povestit la Digi FM Carmen Gherca, președinta Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Iași. Pentru această categorie, practic, în România nu există servicii decât cele pe care le furnizează ONG-urile. Tânărul cu disabilități primește pentru el doar suma de 500 de lei pe lună. Cealaltă sumă se acordă asistentului său personal sau este o indemnizație pentru însoțitor. Pe lângă faptul că nu mai beneficiază de servicii speciale după vârsta de 18 ani, adulții cu autism nu au nici centre dedicate unde să poată locui după ce rămân singuri pe lume. În Olanda, de exemplu, există comunități special create pentru acești tineri unde își pot desfășura viața normală. Nu există nici centre de zi. Mă refer la acele centre integrate de tip rezidențial, unde acești copii care rămân fără părinți să poată trăi o viață decentă, să beneficieze de terapii și, de ce nu, așa cum am văzut în alte țări din lume, să poată face chiar activități de tipul unui job. Și după 22 de ani în care statul a închis ochii la greutățile celor cu autism, acum Parlamentul a adoptat în unanimitate modificarea legii autismului, astfel încât decontarea serviciilor va putea fi făcută direct prin ONG-uri și specialiști și comunitățile pot ajuta prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către familia unui copil cu autism sau către o asociație specializată. Gestul poate face o diferență majoră în viața unei persoane cu o astfel de tulburare. Ai ascultat un produs cu valoare adăugată al știrilor Digi FM. Ca să știi!